Ultima competiție de jiu-jitsu din acest an organizată de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret și Clubul Aquila a avut loc sâmbătă la Giurgiu. Competiția ce poartă numele Cupa Prieteniei a ajuns la a 9-a ediție și a adunat circa 180 de sportivi din toată țara la sala sporturilor din municipiu. Este o competiție la sfârșit de an, totdeauna se încheie cu regularitate la Giurgiu. Și noi am denumit-o de fiecare dată Cupa Prieteniei, cupa în care orgoliile sunt lăsate deoparte și sportivii cu siguranță își vor dori să ocupe una dintre pozițiile premiante ale podiumului. La sfârșit se vor oferi cupe și diplome pentru fiecare și câteva plachete de merit pentru persoanele sportivi care au obținut rezultate deosebite în anul 2013, precum și persoanele care au ajutat și au sprijinit în dezvoltarea artelor marțiale clubul nostru, precum și mișcarea de jiu-jitsu din România. În concurs au putut înscrie sportivi de toate vârstele și de această dată membrii Clubului Sportiv Aquila Giurgiu au dus numele orașului nostru pe primele locuri pe podium. Astfel, sportivii noștri au obținut 8 medalii de aur, 5 de argint și 4 de bronz. Potrivit organizatorilor, toate delegațiile au fost mulțumite de cum a decurs concursul și de numărul mare de participanți. De asemenea, aceștia au hotărât ca anul următor competiția să se desfășoare pe perioada a 2 zile.